Continuă scandalul legat de bugetul primăriei capitalei. Organizația USR a București îl acuză pe edilul Nicușor Dan că a preluat modelul Firea și a construit un buget bazat pe minciuni. În tot acest timp, premierul Florin Cîțu transmite un avertisment clar. Guvernul nu va acoperi întârzierile generate de blocajul celor de la USR. Mesajul meu este clar, nu vom susține de la bugetul național ori întârzieri care se ducă după aceea la incapacități de plată și apoi să plătim mai mult. Deci bugetul național nu va susține un derapaj de la București. De aceea sunt sigur că vor găsi o soluție cât mai rapid la București, se va vota bugetul și vom merge mai departe. Avertismentul premierului nu pare însă să impresioneze pe cei de la USR+. Oamenii conduși de Barna și Cioloș sunt gata să ducă mai departe războiul orgoliilor, indiferent de consecințele pentru capitală. După cei de la Plus, a venit și rândul organizației USR București să-l atace pe primarul Nicușor Dan. Useriștii îl compară pe actualul edil cu Gabriela Firea. Nu putem accepta practicile pe care le criticăm la primarul PSD Gabriela Firea. La doar 6 luni de la alegerile locale, când o criticam pentru un buget chiar mai mic decât cel propus pentru acest an, ni se cere acum votul pentru o minciună. Aceste bugete fanteziste sunt motivul pentru care Bucureștiul a ajuns în faliment. Trebuie să le punem stop. Se arată în comunicatul userist. În realitate însă miza este alta. Dorința omului lui Vlad Voiculescu, viceprimarul Horia Tomescu, de a controla spitalele din București. Nicușor Dan i-a delegat acestuia atribuțiile, dar nu i-a acordat și drept de semnătură, fapt ce l-a înfuriat pe Voiculescu. Astfel s-a ajuns ca Bucureștiul să nu aibă buget nici măcar acum, la 5 luni de la începutul anului.